Petrecere cu peste 300 de invitați în lumea muzicii românești, Marian Cosma se pregătește să facă botezul fetiței. A venit în această dimineață în platoul știrilor să ne spună toate detaliile. Bună dimineața, Marian! Neața, dragilor! Și felicitări! Vă salut pe toți cei de acasă, neața, Gianina, te pup! Mulțumim din suflet, vorbesc și în numele soției mele când spun mulțumim, pentru că, da, într-adevăr, este o onoare să avem al treilea copil și să serbăm acest lucru. Și mi se pare normal și frumos, după 12 ani, iată că a venit și fetița în familie. Așa este, chiar am emoții în privința asta și când vorbesc despre fata mea, am emoții. Pentru că am așteptat, eu mi-am dorit-o foarte mult, mi-am dorit fata asta. Nu știu, m-am simțit așa un tată incomplet, doar cu băieții. Zic, băi, trebuie să simt și experiența cealaltă. Și da, uite că Dumnezeu a avut grijă de acest aspect. Mă uit acum la aceste imagini și vreau să te întreb, ce ai simțit când ai ținut-o pe micuță în brațe? Pentru prima oară. Ce să zic, emoție maximă și un sentiment inedit. Nu știu, la băieți am avut alte trăiri, la băieți am lăcrimat. Mă așteptam să lăcrimez mai mult la fată și să plâng, dar nu știu, am fost, cred că, prea emoționat. Nu mi-a curs nicio lăcrimioară, dar a fost un sentiment foarte frumos. Și știi că o să ai timp de acum înainte, pentru că fetițele sunt foarte sensibile și, în general, sensibilizează și tații. Da, vreau să te întreb cum ați ales numele fetiței, Maria Sofia. Păi, mai mult ea și-a ales numele. Până să se nască, tot ne apărea așa, în diferite, știu eu, discuții, în cafele, în biserici, în icoane. Ne apărea, ne apărea sfânt asta. În cofetării, nu știu, deci ne apărea peste tot Sofia. Sofia, Sofia, Sofia. Soției i-a plăcut foarte mult Sofia și... Și ai luat-o ca pe un semn. Am luat-o ca pe un semn, dar se spune că orice copil vine cu numele lui. Deci toți copiii își aleg numele. Chiar dacă noi ne gândim să-i dăm un nume, cu siguranță este un impuls de undeva de sus. Eu așa cred. Și după aceea ne-am gândit să-i punem și Maria. Marian, Fecioara Maria, avea multe legături cu Sfânta Maria și zic, hai să-i punem Sofia Maria, zic că ar da foarte bine, zic. E un nume foarte frumos. Da, exact. Urmează petrecerea mâine. Am înțeles că ai peste 300 de invitați. Cum o să faci față? Da, o să fie, nu știu, undeva la 300 plus minus. Păi, sunt obișnuit cu evenimentele. Este domeniul meu, dai seama. Suntem pregătiți. Ne-am Cine pregătit. O să cânte? Păi, o să avem colegi de seamă. O să fie un band din București, Rosol Music, îi salut pe băieți, colegii mei, Adrian Minune, Vali Vigelie și mulți alții colegi. Da, o să fie colegi de seamă pe care îi salut și îi respect. Și le mulțumesc pentru că vor fi prezenți la Sofia, la evenimentul nostru. Vom vedea și noi în exclusivitate la știrile Antena Stars, pentru că o să filmăm puțin, o să dăm un pic așa din casă. Aici, la marele botez al fetiței, ce pregătire ai făcut? Ai făcut ceva special? Nu știu, te-ai gândit să fie altfel decât la celelalte? N-am vrut să facem fonfleuri foarte multe. Am comandat un meniu normal pentru tot omul. Ca să nu te întreb ce mai mănâncă omul pe la botez. Da, nu, am comandat un aperitiv bogat să mănânce omul bine. Un pește, o fripturică, nu ne-am gândit la fonfleuri, la mâncare, la domeniul gastronomie. N-am făcut, deci nu, n-am făcut fonfleuri, să știi. Da, mergem așa puțin pe tradițional. Foarte frumos, dar uite, ai doi băieți, ai și o fetiță, îți mai dorești ceva? Nu, chiar mă simt complet, fericit. Ești și împlinit, da, și nu cred că mai, cred că mi-a dat Dumnezeu destul pe bune, câteodată mă și gândesc, Doamne, zic, chiar mi-a dat destul. Dar este cineva pe care ți l-ai fi dorit prezent la botez și nu poate să ajungă? N-aș fi dorit să fie mama. Uite, vezi, nimic nu este întâmplător. Dacă tot mi-a aruncat mingea asta la fileu sau dacă tot am pomenit de mama, vreau să zic că botezul fetiței noastre cade în aceeași zi în care mama mea a fost înmormântată pe 7 noiembrie, fără ca eu să calculez treaba asta. Deci mama mea
Ieri, cum a fost ieri, pe data de 5 a decedat și pe 7, când noi avem botezul micuței Sofia Maria, ea a fost înmormântată. Ca să vezi, nimic nu este întâmplător. Dacă ai fi putut, nu știu, să ai o conversație cu mama ta, ce îi spune astăzi? Nu știu, ea spune foarte multe. Foarte multe ea spune, dar ce să zic, o port în suflet și mă gândesc că tot ceea ce fac, cred că este un ajutor sau este trimis, orice impuls, cred că este trimis de acolo de sus, de la ea. Și cred că și fetița asta tot de la ea a fost așa trimisă. Nu știu, cam așa judec eu treburile, cam așa le gândesc. Pe partea profesională, acum am vorbit și de botez, ce mai urmează? La ce te referi? Pe partea profesională. Adică cu melodiile tale, cu proiectele tale pe care... Eu am foarte mult de lucru și abia aștept să intru în studio. Te referi la materialele mele pe care le voi scoate. Ok, eu am studio acasă la mine și abia aștept să intru în el. Crede-mă, în tot sezonul nu am avut timp să intru în studio pentru că am cântat. Dar acest weekend va fi ultimul, pentru că intrăm în postul Crăciunului și am tot timpul să intru. Am câteva zeci de materiale care abia așteaptă să fie scoase. Abia așteptăm. Nu te-am întrebat oricum acest lucru, pentru că eram curioasă dacă ai făcut o melodie specială pentru mama ta. Am o piesă, da. Am o piesă care am scos-o acum 3 ani. 3 ani, ceva de genul. Sfântă Comoră e mama. Chiar am filmat-o undeva la o biserică, la Biserica de Lemn, de la noi din parcul Tăbăcăriei. Și i-am dedicat piesa asta acolo în sufletul meu. N-am scris pe YouTube sau pe titlul meu de ei că e dedicată mamei mele, dar așa am gândit-o. Să le spunem celor care ne urmăresc în acest moment că mama ta s-a simțit din viață când tu aveai 6 ani și poate cu atât mai mult a fost mai greu pentru tine și ți-a lipsit această parte, însă tu ai știut să o întregești în viața ta și să-ți faci o familie frumoasă, să ai o soție minunată lângă tine, da? Vorbim de Olimpia. Ce face Olimpia? Cum se pregătește pentru botez? Olimpia lăptează zi și noapte, îți dai seama că eu dorm cu ei, cu băieții dorm singuri, iar eu dorm cu fetele și îți dai seama că se trezește din 2 în 2 ore, din 3 în 3 ore, mă mai trezesc și eu cu ele. O ajuți? Acum n-am cum să o ajut prea mult, pentru că se ocupă mai mult ea de fetiță. Ea lăptează, ea îi face băiță, mai stau și eu cu fetița, mai are treabă prin casă, dai seama că mai joc și eu cu ea. Mai stau și copiii cu ea, ne ajută, chiar ne ajută și copiii și mă bucur tare mult că n-au probleme cu gelozia sau știu eu să... Chiar asta voiam să te întreb, nu? Da, chiar nu, chiar au primit-o. Sunt foarte fericiți. Foarte bine au primit-o. Și au primit-o frumos. Foarte bine au primit-o și chiar au grijă de ea, cel mijlociu. Cel mijlociu o decorează, o îmbracă, o face sirenă. E ceva de nedescris. Dar care este secretul unei căsnicii frumoase? Voi aveți o căsnicie frumoasă, cu 3 copii, un exemplu. Există acolo ceva de care ar trebui să ținem cont cu toții? Nu știu dacă există. Da, normal, sunt multe secrete, dar probabil că eu m-am obișnuit cu ele și nu le mai pot spune pe nume acum. Nu le mai pot descifra, ca să vi le spun și vouă. Probabil chimia dintre mine și soție, asta ne-a adus într-un stadiu complet, așa să... Nu știu, noi ne-am certat, n-am avut certuri, să nu vorbim cu zilele sau știu eu. Nu au probleme de astea. Ne-am înțeles bine și atunci totul a mers de la sine. Da, vreau să spun ceva. Cu ocazia asta ai putea să-i transmiți un mesaj soției tale, să-i mulțumești pentru că, uite, ți-a dat 2 băieți frumoși și o fetiță superbă și ți-a îndeplinit acel vis. Te rog. Păi ce să zic, îi mulțumesc oricum zi de zi, ea știe că sunt foarte recunoscător pentru că această fetiță a venit așa mai mult din dorința mea, nu prea mai era de acord și eu i-am cam făcut manevră, ea știe treaba asta. Mai mult eu am complotat singur și acum e bucuroasă și ea e fericită. Și ce să zic, îi mulțumesc din suflet pentru copiii care mi-a dăruit. Sunt fericit maxim și împlinit și nu am cuvinte în prezența asta. Ce frumos! Marian, ești binecuvântat, atât pot să spun și petrecere frumoasă mâine. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta de astăzi. Vreau să salut și eu nașii care ne privesc în acest moment, nașul Gil și nașa Sonia.
și Briana, nașa Briana și toată familia lor frumoasă și le mulțumesc încă o dată pentru faptul că au decis să ne boteze fetița și să îi dea din harul lui. Și noi îți mulțumim, Marian.